Biserica Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Hideaga, județul Maramureș, a fost resfințită astăzi în urma lucrărilor de restaurare efectuate în ultima perioadă. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhierov vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Se sfințește biserica aceasta cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Împreună cu toate lucrările de noire și de împodobire ce s-au săvârșit la dânsa, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui, Amin, și al Fiului, Amin, și al Sfântului Duh, în continuare, cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie. Biserica monumentală din parohia Hideaga, protopopiatul Baia Mare, a împlinit 86 de ani de existență. La această sărbătoare, credincioșii și părintele Cosmin, păstorul sufletesc de aici, au reușit să o noiască și să o împodobească în chip minunat, reorganizând altarul, confecționând o catapeteasmă deosebită din lemn de stejar și pictând icoanele din nou, au executat o pictură frumoasă și luminoasă interioară, au înzestrat-o cu pardoseală nouă de gresie și au înnoit-o în exterior. Și astăzi, iată, de sărbătoare acestei biserici, Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul ei, ne-a chemat și am venit împreună la invitația credincioșilor, desigur, am venit împreună cu preasfințitul Timotei Sătmăreanu, tocmai la o biserică ce poartă hramul mănăstirii pe care a ctitorit-o preasfințitul și la prima târnosire de biserică cu acest hram. Ceea ce însemnează că nu-i nimic întâmplător, ci că noi împlinim o rânduială a lui Dumnezeu. La final, preasfințitul părinte Iustin l-a hirotesit iconon Stavrofor pe părintele paroh și a oferit diplome de vrednicie membrilor Consiliului Parohial și binefăcătorilor locașului de cult. Am reușit să ducem la bun sfârșit lucrările pe care le-am găsit începute și pentru toate mulțumim bunului Dumnezeu, rugându-l pe ocrotitorul Sfintei noastre biserici, pe Sfântul Ioan Botezătorul, să se roage împreună cu noi pentru mântuirea sufletelor noastre. La eveniment au luat parte numeroși credincioși, iar răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de grupul psaltic Teologos.